Bună seara și mulțumesc că ați venit. Un film se face cu mulți oameni, cu mulți oameni care sunt alături de o idee și că tot începem de la idee, aș începe cu Lia Buchner, care este scenarista filmului. Pentru totul a pornit de la o după-amiază în care mă întorsesem din Afganistan și am început să-i povestesc cum zic eu, viziunea acestui film. Pe urmă am să trec la actor. Personajul principal al filmului este interpretat de Florin Piersic Junior. Ofelia Popi este Sibianca și nu a putut să fie cu noi în seara asta. Adrian Titien, actorul pe care nu cred că există rol să nu fie foarte bine. Nu este, este în Irlanda, dar trebuie să-l aplaudăm și pe el. Și acum Alexandru Nodi, un actor pe care va trebui să faceți eforturi să-l recunoașteți. Putea foarte bine să treacă neobservat să nu știți ce rol a jucat. Pe urmă, Rodica Negrea, mama, care încă e foarte impresionant că vezi că încă mai are vorba de câte ori am văzut filmul și la montaj și când o mai văd mă mai poate emoționa. Richard Bosnowski, singurul actor care e credibil ca preot în România. Cristina Florea a părăsit în Statele Unite de vreun an, așa că e imposibil să o avem. Dorina Chiriac. Vreau să spun că filmul acesta e făcut, nu există rol, episod de o zi, de două, care să nu fie la nivelul rolului principal. Sunt absolut îndrăgostită de toți actorii care au făcut rolurile și rolurile mici. Ilona Brezoianu! Cred că este o actriță care merită un rol principal. Maria Tesiaru, Lucian Eftimie, Iulian Postelnicu, Ion Savdaru e la Iași. Acum aia pentru Codin Maticiuc. Cu scuzele că am tăiat din rol. Ioana Nichita. Ștefan Mohor. Cătălin Neghină. Florin Ghioca, din echipa care a stat în spatele camerei și care este echipă, a fost aproape de sufletul meu și pe care aș vrea să continuăm să aș lucra, adică aș începe un film numai ca să fim împreună. Simona Pădurețu. Simona Pădurețu a făcut scenografia, este este un artist și un om pe care îl iubesc foarte mult. Am sărit operatorul Dominic Olen, că suntem și noi la români, dacă tot francezul nu e aici, de ce să-l pomenim? Deci, dar a fost o echipă de francez la film și costumele Cireșica Cuciu. Cireșica și cu Simona sunt zânele din spatele felului în care arată acest film. Le mulțumesc foarte mult!
sunt niște oameni foarte frumoși și sunt foarte emoționată și bucuroasă că suntem alături și sper ca munca noastră să ajungă la oamenii pentru care am făcut-o. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult echipei care a organizat premiera. Este pentru mine un coșmar. Sunt o persoană total asocială. Pentru mine faptul că cineva s-a ocupat și a făcut minunea să organizeze această seară. Mulțumesc mult! Mulțumesc, Anca! Mulțumesc, Daniel, pentru presă! Mulțumesc și vouă și vă aștept afară să bem un pahar. Mulțumesc mult!